Joi după amiază, la ieșirea din municipiul Piatra Neamț spre Bacău, a avut loc un groaznic accident rutier soldat cu rănirea gravă a 3 persoane. Din primele cercetări, polițiștii de la serviciul rutier Neamț au tras concluzia că accidentul s-a produs pe fondul neacordării de prioritate. Pe scurt, autoturismul marca Mercedes nu s-a asigurat înainte să vireze pentru a schimba sensul de mers, acroșând automobilul marca Renault. Acesta a părăsit carosabilul, s-a răsturnat oprindu-se într-un stâlp de pe marginea șoselei. Echipele Inspectoratului pentru Situații de Urgență au fost nevoite să intervină cu auto-utilitara de descarcerări pentru a-l scoate pe șofer dintre fiarele contorsionate. La ora 13:20 am primit prin apelul unic de urgență 112 o solicitare privind producerea unui accident rutier pe strada Nicolae Dăscălescu. Ajuns la fața locului, am găsit două mașini avariate și 3 victime, dintre care una încarcerată. S-a procedat la scoaterea victimei din autoturismul încarcerat. În același timp am acordat primul ajutor atât victimei încarcerate cât și celorlalte două victime. Urmând să facă transportul la spital și vestițiile de rigoare. Urmă cercetările în partea colegilor la poliție privind accidentul rutier. Porțiunea de drum de la ieșirea din Piatra Neamț spre Bacău este una foarte aglomerată. În ultimii ani, având loc în zonă mai multe accidente soldate cu decese și răniți grav, crucile de pe marginea șoselei pot confirma acest fapt sumbru. Oamenii cred că o trecere de pietoni ar mai încetini șoferii care de multe ori nu respectă limita de viteză. Pe strada pe care locuiți se întâmplă frecvent accidente? Mă vezi câte cruci sunt acolo pe unii scrușelii ăsta, toate sunt cazuri. Șoferii, ce ar trebui să facă, administrația locală, ce ar trebui să facă pentru ca această situație să schimbe? Ar trebui aici așa, iese mai gând de luminat, iese depozit de alimentar. Ar trebui trecere de beton pentru aici. Nu există nicio trecere în zonă? Toma dincolo de unii morți, morți niște și iese. Am înțeles. De la alimentară și până dincolo. Nu iese nici o trecere. Au fost multe accidente? Mai, acolo la colț a fost o cumătrie sau nuntă, nu știu, pe partea cealaltă și a ieșit de acolo o mașină de asta mică și o salvare vine dincolo. Dacă nu a fost semnalizat, o mort o femeie, o mort un bărbat. Acest accident a fost doar unul dintre cele 4 evenimente rutiere nefericite care au avut loc joi la Piatra Neamț. Multe dintre centrele comerciale din zonă dispun de sisteme de supraveghere video, așa că cel mai probabil zilele următoare vom avea acces și la înregistrările video cu momentul impactului. Polițiștii încă desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele și circumstanțele producerii accidentului.